Una dintre primele propoziții care au rămas întipărite în mintea noastră a publicului, venite din partea unor înalți oficiali din Ministerul Sănătății, a fost că prin acest proiect sistemul medical românesc nu se privatizează. Ori există în proiect prevederi în privința societăților mutuale de asigurări de sănătate, care vor fi principalele instituții care vor administra banii asiguraților, că aceste societăți mutuale de asigurări de sănătate pot fi, spune proiectul de lege, societăți non-profit fondate de persoane fizice juridice, inclusiv, se scrie în proiect, de filiale ale asiguratorilor din alte state, ale asiguratorilor privați, cu alte cuvinte. Ori întrebarea este că dacă asiguratorii privați se vor putea ocupa și exclusiv de pachetul de bază, înființând astfel de societăți mutuale, asta nu înseamnă că de fapt sistemul asigurărilor se privatizează in integrum? Nu aș merge pe această idee și argumentele mele ar fi următoarele. Acești asiguratori privați vor avea calitatea de membru fondator. În realitate, conducerea unor astfel de societăți mutuale va fi asigurată în mod direct de către membrii aderenți, care vor trebui să-și aleagă reprezentanții într-o adunare a reprezentanților și care adunarea reprezentanților va alege structurile de conducere, Consiliul de Administrație și ulterior structurile Da, executive. e ceva foarte important ce ne spuneți. Înseamnă că directorul societății mutuale la care eu voi fi asigurat, înainte de a-și ocupa poziția, va trebui să facă un soi de, în ghilimele, campanie electorală ca să fie ales, pentru că înțeleg că e vorba de o alegere Nu, nu, directorul nu va fi ales. Directorul va fi numit de către Consiliul de Administrație. Dar acest Consiliu de Administrație va fi ales de către o adunare a reprezentanților. Deci este un proces Adunarea participativ reprezentanților alcătuită din cine? alcătuită din oameni care sunt votați de către membrii aderenți. Adică Deci de este o către noi, de structură, către exact, asiguratori. este o structură participativă și cu anumite componente electorale. Vor trebui să voteze Deci să spunem membrii că, aderenți. ca să reducem, o societate mutuală va avea 100 de membri asigurați, Trebuie să practic. aibă cel puțin 1 milion. Da, acum facem la o scară mică ca să Da. înțelegem. Și acești 100 de membri vor trebui să-și aleagă în cadrul unui scrutin, Da. nu? Cu vot secret sau nu s-a stabilit? Aici probabil că vor să fie niște elemente cadru de organizare. Cred că prin vot secret. Deci, eu voi putea vota pentru reprezentantul meu în cadrul Consiliului de Administrație, nu? Acesta poate fi oricine. Poate fi oricine, oricine aveți dumneavoastră încredere că vă va reprezenta corect și că interesele dumneavoastră vor ajunge să fie susținute în cadrul acestei adunări a reprezentanților, care este cea care desemnează Consiliul de Administrație. Am înțeles. E foarte interesant. Consiliul de administrație este obligatoriu să fie alcătuit din membrii care sunt și ei asigurați la această societate mutuală sau pot veni și din exterior? Nu avem o prevedere în acest sens în lege și dacă ar fi să vă spun o opinie personală, cred că nu trebuie să fie obligatoriu din cadrul membrilor aderenți. Cu alte cuvinte, înțeleg ca să esențializăm într-o singură propoziție. Puteți să ne spuneți practic cine și cum va conduce și cum vor influența asigurații obișnuiți conducerea unei astfel de societăți mutuale? Concis într-o propoziție să înțeleagă tot omul. Răspunsul meu este foarte simplu și aș face o analogie cu Vă rog. sistemul electoral. Exact în același fel în care cetățenii influențează structurile executive ale țării, se va întâmpla și în mic în aceste societăți mutuale. Prin alegeri democrate. Da. Am înțeles. Haideți să revenim la un subiect foarte important care nu a fost, cred, încă suficient explicat. Pachetul de bază. Se Dar să știți că tot. n-am terminat aici. Vă rog. Aș mai face o completare. Pentru că s-a pus problema că prin introducerea acestor societăți mutuale, de fapt, introducem privatizarea, deoarece aceste societăți mutuale sunt societăți de drept privat. Dacă astfel de societăți colective
pot să fie considerate ca fiind private, atunci același lucru poate să fie extrapolat și asupra casei de asigurări, actualei Case Naționale de Asigurări de Sănătate, pentru că în prevederile inițiale a legii 145 prin care s-a instituit sistemul de asigurări de sănătate, era exact acest mecanism. Deci oamenii trebuiau să participe la vot, să-și desemneze reprezentanții în Consiliul de Administrație al Casei Naționale și acest Consiliu de Administrație al Casei Naționale alegea structura executivă. Deci, practic, noi nu schimbăm esența... Da, asta nu se întâmplă... Nu s-a întâmplat. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu, pentru că la momentul respectiv, în anul 1998, când era în discuție această problemă, România trecea printr-o perioadă dificilă din punct de vedere economic, era la mijlocul unui ciclu electoral, iar conducerea de atunci a țării a considerat că sunt niște cheltuieli care nu se justifică. Deci nu a fost o opțiune de principiu, ci a fost o opțiune dictată de niște considerente financiare. Da, faptul că nu au existat bani ca să se organizeze aceste alegeri. Lucrul este valabil și acum. Credeți că acum vor exista bani pentru a se organiza astfel de alegeri? Aici va fi, desigur, un proces care va fi organizat în interiorul acestor societăți mutuale. Proiectul de lege prevede că trebuie să se constituie ca un fel de fond de rulment, prin niște contribuții care sunt modice, le spunem noi. Deci fiecare membru aderent ar trebui să plătească maxim 10 roni. Din acești, de taxă de înscriere. Da, din acești bani ar trebui să se poată asigura fondurile pentru organizarea acestor alegeri. Revenim la pachetul de bază. Nu se înțelege încă foarte exact. Ceea ce s-a înțeles până în acest moment este că pachetul de bază nu va cuprinde servicii medicale ieftine, cum e, de exemplu, tratamentul pentru o rinofaringită. Asta va da naștere în rândul multora la întrebarea următoare. Dom'le, îmi plătesc asigurările și nici măcar o aspirină nu-mi dați? Este adevărat, dar aici aș vrea să pun în discuție corespondența între prevederile legale și realitate. Deci, în conform actualor prevederi legale, pachetul de bază este aproape atot cuprinzător. Aproape orice se asigură pacienților, cetățenilor care sunt asigurați. Realitatea este că nu se întâmplă acest lucru și intervin niște elemente de dezechilibru și de accesibilitate extrem de deranjante atât pentru populație, cât și pentru administratorii sistemului de sănătate. Nu putem să fim de acord, de exemplu, cu faptul că pacienți care sunt internați în spitale sunt trimiși ca să-și cumpere medicamente sau materiale sanitare. Noi dorim ca să facem în așa fel încât ceea ce spunem că putem să asigurăm, chiar să putem să asigurăm. Și în situația în care fondurile nu ajung ca să se asigure în totalitate pachetul actual de bază, trebuie să punem în balanță ce anume vrem să avem în acest pachet. Vrem să avem o asigurare pentru o boală foarte gravă și cu impact major asupra pacientului și pe care el nu poate să susțină financiar din punct de vedere al costurilor tratamentului respectiv, cum sunt, de exemplu, afecțiunile oncologice, sau dorim să primim o decontare de 10, 15, 20 de lei pentru un antiinflamator sau pentru un antispastic pentru o afecțiune acută care trece foarte repede și pe care cea mai mare parte a populației și-o poate permite. Și atunci, din toate discuțiile pe care noi le-am avut prealabil redactării acestui proiect de lege, opțiunea aproape 100% a tuturor celor pe care i-am întrebat a fost, domnule, aș prefera asigurarea pentru acea boală gravă. Există, desigur, și anumite categorii de populație care nu-și vor putea permite nici măcar aceste sume mici pe care noi dorim să le excludem din acest pachet de bază. Și atunci acesta este raționamentul pentru care am propus acel pachet social, care trebuie să fie asigurat de la bugetul de stat pentru categorii de persoane defavorizate și care nu-și pot permite nici măcar aceste costuri mici. Înțelegem atunci că asigurarea facultativă, cele care vor fi administrate de asiguratori privați for profit, pentru profit, vor cuprinde nu doar servicii de cazare
mai confortabile sau investigații imagistice la cerere sau consult la cerere, ci și astfel de servicii medicale în... care nu sunt incluse în pachetul de bază, este corect. Da, în mod obișnuit ieftine. În plus față de aceste tipuri de servicii care sunt incluse în asigurările suplimentare, asigurările facultative vor putea să acopere și anumite completări, asigurările complementare. Adică, vă dau un singur exemplu, dacă anumite medicamente sunt compensate într-o proporție de 50% prin sistemul de asigurări obligatorii, complementarele vor putea să acopere și diferența. Cât preconizați că va costa o asigurare facultativă? Depinde foarte mult de pachetul de servicii care este oferit. Din estimările pe care le-au făcut cei care se pricep și care lucrează deja în acest domeniu, și mă refer aici la asiguratorii privați, ei au estimat o valoare a poliței undeva la 3-400 de euro pe an. Pe an. Întreabă unul dintre cititorii Hot News ce se va întâmpla cu asigurații dacă firma de asigurări privată va da faliment. Există în acest moment niște reglementări extrem de clare referitoare la pe piața de asigurări generale, referitoare la formula prin care aceste societăți trebuie să fie reasigurate. Deci oricum va exista posibilitatea de... Adică cineva trebuie să garanteze pe exact. Cine va garanta? Statul român? Nu. Aici sunt, pentru că e vorba despre un asigurator privat, aici sunt societăți de reasigurare care dau aceste garanții. Și autorizarea pe care aceste firme o primesc de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor trebuie să include deja în acest moment și o clauză referitoare la evaluarea riscului și la reasigurare. Banii care vor fi plătiți pentru asigurările facultative se vor duce direct în contul asiguratorului privat sau vor ajunge și ele mai întâi într-un fond? Nu, se vor duce direct în contul asiguratorului privat.